Bună ziua și bine v-am regăsit, columbofili adevărați. Ne aflăm la Sobo Desideriu. Așa. Un porumbar bătrân. Un porumbar bătrân, cum ne spune. Câți ani ai, Nea Desideriu? Eu acum am 79 de ani. Și când faci 80? 80 mâine, anul care vine. Da. Un prieten foarte vechi de-a meu. Așa. Care la începutul columbofiliei mele am venit pe la dânsul dându-mi porumbei. Așa. Diferiți și diferiți porumbei. Da. Nează Desideriu sau Dejo, cum este numit el. Câți porumbei deții dumneata acum? Acum aproape 200 am. Și ce rase ai? Poște, pave, căpăcit. Da. Da. Așa. Știu că cel mai mult îți plac poștele albe și căpăcite, da? Și trimitem la nuntă pe ei. Trimiți la nuntă? Dăm la nuntă. Da. Are foarte mult și eu am de la dânsul niște porumbei albi. Mai trimite la nunți. La nunți? Da. Haide puțin pentru oamenii care încă nu te cunosc, cam de câți ani te-ai apucat dumneata de columbofilie? Eu din clasa 7. Deci din clasa 7 aveai undeva 12-13 ani, deci undeva de vreo 67-68 de ani. Te-ai apucat de porumbe. 60 și ceva de ani sunt porumbar. 60 și ceva de ani porumbar, da. Ai avut și voiajorii de concurs? Știu că ai participat și la concursuri odată, așa? La concurs am avut înainte. Și de ce oare n-ai mai participat? Bine, ai rămas și văduv, și ești și bolnav. No. Da, ce am mai vrut să te întreb? Știu că dumneata ai fost cel care ai inițiat piața de porumbei în Reghin. Cum a fost, dacă poți să ne spui? Bine a fost. Cu Dan amândoi. Dan, am zis la Dan, măi, ar trebui să deschidem piața aici. Că a vorbit Dan cu asta de la Reghin. Cu primărița? De la spat, nu. Cine era cu domnul Badiu. Cu Badiu, e. Și apoi eu zic să facem piața. De atunci am făcut piața, dar acum nu mai este piața. Nu mai are oamenii unde se mai vinde. Ce zici dumneata? Înainte erau mai mulți, mergea mai bine columbofilia înainte. Asigur că merge. Vindeai mai bine că... Asigur că da. Și acum oare de ce? N-are lumea bani sau tineretul nu le mai trebuie... Tinerețe nu ocupă. Tinerețe acum ocupă cu telefonul. Da, cu telefonul și cu altele. Cu altele, da. Deci ai cam 200 de porumbei. Da. Dar care ți-s porumbei care îți plac cei mai mult? Cel mai bun. Da. Poște galbene, alb. Da. Și favele. Și King. Da, văd că ai și King. Văd că ai vreo 5-6 perechi de King. Și acolo ne vezi. Da. Ai și... Așa, cum se cheamă? Căpăciți ăla negulerat. Gulerat. Cappuccino. 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 Și uitați acolo ce poște frumoase căpăcite. Pentru doritori ai avea de vânzare. Am și de vânzare. Iar prețurile la dumneata sunt unele așa de criză, de stare de urgență, da? Orice tot timpul, vreau să vă spun tot timpul, iubiți columbofili, când mi-a spus un prieten, bă, întrebe un porumbel, să-i dau la copii, așa am venit aici la Nea Dejo, pe care suntem prieteni foarte buni și niciodată nu m-a refuzat. Și găini, și orice. Ai luat jos căpăcine. Da, da, da. Dumneata... Numai că ai o pasiune, dar pot să spun că ai făcut și un mic business, pentru că la dumneata mulți vin de pe sate, te cunosc și pe urmă dumneata pui un mic adaug și dai mai departe, așa? Eu mai preț mai mic și mai 5 lei mai găsit. Știu, dar nu pui mare preț, știu.
Cel puțin mie, dacă luai cu 10, îmi dădeai cu 5. Da, da, el tare îndrăgesc pe Nea Dejo și soția mea îl îndrăgeste pentru că este un om de viață. Asta. Vedeți, are 80 de ani aici. De câți ani ești văduv? De vreo 20? 25. De vreo 25 de ani locuiești? 2015 ani. 15 ani. Da, este un om, de viață, un om cu care ai ce discuta. Uitați aici ce frumos este. Auzi, de unde i-ai făcut așa rost pe poștile astea, pe galben? Asta de la Luzul că am cumpărat. Știu că asta-s feblețea dumitale. Acum, că mi-a spus cineva să nu întreb de prețuri, dar o pereche e așa frumoasă cum sunt ăștia de galben. Yeah. Cred că mereu 100 de lei, așa? Sau și mai mult? Atât am luat-o. Atât ai luat, da. Și ar fi de vânzare, dacă îți dau un preț bun, ar fi de vânzare, așa? Da, sigur că da. Da. Și eu poștele albe de pe aici le am. Aha. De pe aici le am. Da. Dacă ai prins să-mi enumeri câțiva columbofili, câțiva columbofili care ar fi prieteni, cu ce columbofili ești dumneata prieten? Aproape, ai mulți prieteni. Aproape știi tot, de la Târnăveni până la Toplița, așa? Până la Toplița. Da. Odac, toate locurile. Vreau să vă spun că și acum când am venit la dânsul în această zi, deși mai ploioasă, erau doi băieți aici la dumneata. Ia, te caută. Dar ce am vrut să spun, ai avut și probleme când ți-au furat porumbeii, așa? Am avut-o. În multe rânduri, așa? Au dus poliția înapoi, au prins-o pe stradă și au dus înapoi. Pentru că la dumneata tot timpul ușa e deschisă, dar acum îmi place că ai niște câini buni, de vânătoare și alarma ai acasă și nu mai vin, da? Nu mai vin. O are pe nepoțica Biborco. Biborco, îți plac și ție porumbeii? Da. Îl ajuns pe bunicu? Da. Uitați aici ce pave frumoase cu coadă. Dă-le un pic, Biborco, să le vedem mai bine. Da? Foarte frumoase, foarte frumoase. Asta, părerea mea, că ar merge mai mult de 100 de lei, așa? 100. Deci tot 100. 150. Da. Biborco, dar acum așa ca te răsplătește bunicul când mai vinde ceva, îți mai dă și ție de un suc? Da. De un chips? Da. Îți dă, așa? Îl iubești pe bunicul? Da. Da. Biborco, câți ani ai? 15 ani? Fac 16. Bine, mulți înainte. Uitați aici și ce voiajori frumoși. Albi. Dar cel mai mult... Îmi plac ăștia galbeni. Galben. De ăștia galbeni cam câți ai? Și uitați aici, uite aici, bă, stai un pic, Nea Dejo. Un căpăcit foarte frumos. Foarte frumos, uitați. Căpăciți câți ai? 6. Pe galben? Pe albațiu, pe galben. Da. Văd că ai și ceva voiajor de zbor, dar ăla cred că îl țin maca doici, să scoți pui, așa? Aie. King, acest King frumos, de unde l-ai? Am e la Pechelea, de la prietenul dumitale? Nu de la Petra. Foarte frumos. Și capucino aici, au ouă? Nu. Bă, da, au ouă. Are ouă. Foarte frumos. Uitați aici, un pui frumos de galben. Da. Auzi, știu că dumneata ai fost bolnav și operat. De câte ori ai fost operat? 3 ori. Și? De aici sus până aici jos. Și auzi, dar porumbeii, auzi, dar porumbeii te-au ținut în viață, așa? Da, de tot timpul. Cât ai vrea dumneata să mai porumbărești? Până la 100 de ani. Deci, până la 100, puțin. Puțin. Tot îmi arată săracul cu bățul care și mere și greu. La curățenie cine te ajută? Biborco? Biborco face. Biborco, da. Yeah. Biborco. Ia să sunt foarte frumos. Deci pentru doritori care doriți porumbei de la Nea Dejo, îmi lăsați în coment și eu vă dau numărul de telefon. Yeah. Uitați aici un king fain, ăsta e mascul, Nea Dejo? Mascul, da. Mascul? De vânzare. Aici pave, pui de pavă. Ajutor.
Alb, un argintiu ăsta cu cine-i pereche? Cu argintiu ăsta? Acolo, argintiu. Și așa de vânzare, așa? Yeah. Deci pentru doritori. O pereche de 5 cât faci? Gând abar n-am. Acolo cât se face? Ăsta e mascul și aia albă, e femelă? Da, am albă, o pereche albă. Foarte frumos. Auzi, ăștia tăiați sau așa, ajung la un kil, jumătate de kil, cam cât? Cam atâta. Nu te-am întrebat, porumbei ai tăiat așa vreodată pentru, sau nu? Nu, dumneata, îi iubești. Eu nu tai pe porumbei. Și știu că vreau să vă spun că n-are un porumbel bolnav, atâtea îi dai tratament, că ți-i milă să-i... Nu tai. Știu, îmi place. La cineva gratis, ori dacă nu... Îmi place, îmi place. Auzi, ce-ți propui dumneata așa pe viitor? Deci ai 200 de porumbei. Cât porumbei ai avut dumneata cel mai mult? Am avut aproape 300, dar acum mai pot să mai vin fiecare zi. Mâncare de unde zi? Din piață? De la piață. De la piață? Numai de la piață. La sag nu te ocup cu așa ceva. Ce le dai de mâncare? Cucuruz, grâu, orz. Floarea soarelui, știu. Floarea soarelui, asta. Da. Da. Bun, hai să mergem mai departe. Uitați, aici e iepurașul frumos, cap de leu se cheamă. Yeah. Ce, iepuraică? Leucă. Vai, frumos, și ăsta tot? Ăsta e bărbătuș? Yeah. De unde ai, de la Valentin? Nu, de la Valentin. Vai, frumos, domn. Auzi, cât face unul de ăsta? 50 de lei, una bucată. 50 de lei, vai, frumos. N-am mai văzut așa, să știi. Cap de leu. Cap de leu. Îți place? Uitați, aici are un belgian uriaș. Ce e ăsta, nea Deju? Bărbat. Bărbătuș, femelă, nu ai? Am vândut-o, mai mare a fost cala. Fai mare, doamne. Și tânăr? Anul trecut. Deci de anul. E scos la dumneata sau tot așa? Nu, așa am luat-o de la lungul. Da. Nea Deju, îți mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ne-ai dat un interviu. Ce să-ți doresc? Sănătate și să dea Dumnezeu, așa cum ai spus, vezi, să ne întâlnim și peste 20 de ani. Să dea Dumnezeu să deschide piața, să avem unde să mergem, să vindem porumbei. Dumneata, mergi în piață în Târgu Mureș, la Sâncrai. Dar, auzi, nu ne lăsăm și trebuie să deschidem și piața din Reghin, este? Dar sigur, și din Reghin. Da, dacă nu, unde a fost piața, joi acolo, la Petera, ce nu faci acolo? Da, bine. Pentru că, vedeți, așa ne mai întâlnim și noi, columbofilii, între noi, mai schimbăm o pastere, că așa. Bine, îți mulțumesc foarte mult și îți doresc sănătate și să ne vedem încă mulți ani de acum încolo. 100 de ani. Vă salut cu stimă și respect, columbofili adevărați. Da.